nu se pune problema evacuării niciunei localități. Nu există la această oră vreun punct vulnerabil de-a lungul Dunării unde să existe riscul ruperii sau prăbușirii digului. Prin sistemul permanent de monitorizare, permanent, zi și noapte, de monitorizare de-a lungul întregului dig de apărare al Dunării pe teritoriul României, Apele Române, ISU, pompierii, alte forțe de la Ministerul de Interne monitorizează permanent dacă eventual apar fisuri, dacă apar infiltrații, dacă apar grifoane, și tot sistemul este pregătit